Purtătorul de cuvânt al guvernului, Ionel Dancă, a anunțat joi seară că starea de alertă va fi prelungită pentru 30 de zile. Raed Arafat, secretarul de stat, a dat mai multe informații referitoare la proiectul de hotărâre de guvern pentru prelungirea stării de alertă. Prelungirea stării de alertă începe din data de 14 noiembrie și este valabilă 30 de zile. Prevederile hotărârii de guvern sunt similare cu cele care sunt în vigoare în prezent. Referitor la hotărârea de guvern privind prelungirea stării de alertă, s-a ținut seama, bineînțeles, de propunerile cuprinse în hotărârea Comitetului Național pentru Situații de Urgență numărul 54 din 2020, care a avut loc astăzi după masă, iar prin proiect se propune prelungirea stării de alertă cu 30 de zile, începând cu 14 noiembrie 2020. Măsurile de prevenire și control al infecțiilor cu coronavirus SARS-CoV-2, condițiile concrete de aplicare și destinatarea acestor măsuri, precum și instituțiile și autoritățile publice care pun în aplicare sau urmăresc respectarea aplicării măsurilor pe durata prelungirii, sunt pe fond similare cu cele în vigoare. Secretarul de stat a explicat că măsurile luate până în prezent rămân în vigoare, menționând că numeroase consultări cu diferiți epidemiologi au avut loc pentru elaborarea acestora. Raed Arafat a vorbit și despre măsurile luate pe timpul procesului electoral al alegerilor, dar și despre desfășurarea alegerilor din data de 6 decembrie. Au fost propuse tot aceeași măsuri de protecție sanitară care vor fi luate pe timpul procesului electoral și al alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din data de 6 decembrie. Totodată, pentru alegerile parlamentare vor fi organizate secții de vot în afara României, în alte țări, motiv pentru care s-a creat bază pentru emiterea unui ordin pentru stabilirea condițiilor de protecție sanitară, un ordin care urmează să fie emis de Ministrul Afacerilor Externe împreună cu Ministrul Sănătății. Regulile de organizare a sărbătoririi Zilei Naționale a României în 1 decembrie au fost stabilit. Secretarul de stat a mai spus că se vor deschide și punctele de frontieră, Oancea din județul Galați cu Republica Moldova și Naidăș, județul Caraș-Severin cu Serbia. Comitetul Național pentru Situații de Urgență a aprobat o nouă hotărâre prin care se propune prelungirea stării de alertă pe întreg teritoriul României cu 30 de zile, începând cu data de 14 noiembrie.